Sâmbătă și duminică, sala Apollo din capitală a găzduit două competiții de arte marțiale la care au fost prezenți peste 300 de sportivi legitimați la cluburi din toată țara. Nelipsiți de la competițiile de profil, giurgiuvenii de la CSAC Vila au impresionat și de această dată, cucerind medalii atât la campionatul național de Kempo 8, cât și la campionatul național de Jiu-Jitsu 11. Marius Tatawana, Mario Matei și Mihai Dăncescu au câștigat medalii la ambele competiții. La Kempo Full Contact, Alexandru Șotrocan a câștigat medalia de aur la categoria minus 85 de kg seniori. Marius Tatawana a încheiat competiția rezervată juniorilor 1, categoria minus 46 de kg pe primul loc, însă performerul delegației giurgiuvene a fost Sorin Băluță, care a cucerit aurul atât la juniori cât și la tineret. Mario Matei și Ștefan Anculescu au obținut argintul, în timp ce Ștefania Balaban și Mihai Dăncescu au urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului. La jiu-jitsu, numărul giurgiuvenilor câștigători a fost mai mare. Șerban Rovențu, Gabriel Ciobanu, Claudiu Peiculeasa, Cristian Țigănilă și Andrei Puran s-au impus în competițiile rezervate juniorilor 2. Ionuț Mitrea, Mihai Dăncescu și Marius Tatawana au câștigat medalia de argint, în timp ce Mario Matei, David Tatawana și Marius Crețu au luat bronzul. Competițiile vor continua în această primăvară pentru elevii profesorului Ion Chelu. Cei mai valoroși dintre sportivi sunt incluși în loturile naționale de Kempo și Jiu-Jitsu, urmând să participe la mai multe concursuri internaționale.